Dragi ascultători, în această rubrică vă prezentăm ideile principale din pasajele biblice abordate în programul Itinerar Biblic, lectura comentată a Sfintelor Scripturi. Puteți urmări varianta extinsă pe site-urile twr.ro sau ttb.twr.org. Astăzi călătorim cu ochii la steaua Betleemului prin a doua parte a capitolului 1 și prima parte a capitolului 2 din Evanghelia după Matei. Competiția era ceva ce un tiran precum Irod cel Mare nu putea tolera sub nicio formă. Când niște înțelepți din răsărit au ajuns la Ierusalim și l-au anunțat pe împărat că ei sunt în căutarea noului rege, Irod a luat măsuri de apărare și contraofensivă. Istoria a dovedit că era în stare de orice ca să-și păstreze tronul. Despre acei oaspeți de vază, nu știm exact câți au fost, dar nu cred că doar trei magi ar fi putut pricinui atâta agitație. Mai degrabă, cred că va fi fost un alai destul de numeros. Irod, șarpele bătrân, a pretins că vrea să se închine și el noului rege, dinpreună cu acești înțelepți. Și a făcut să promită că îi vor spune și lui când și unde vor găsi ceea ce căutau. Pentru că, de fapt, Irod voia să-și elimine competitorul. La momentul când magii din Orient au ajuns în Ierusalim, un recensământ tocmai se încheiase și mulțimile se risipiseră înapoi pe la casele lor. Între timp, Iosif se mutase cu familia sa într-o casă. Și acolo i-au aflat magii pe Maria și pe pruncul Iisus. Înțelepții nici n-au trebuit să caute prea mult. Steaua care îi călăuzea s-a oprit deasupra casei unde locuia acum familia lui Iisus. Dacă a existat vreun moment când Mariei s-ar fi putut aduce închinare, atunci acesta era. Dar magii nu s-au plecat înaintea ei, ci a pruncului, și lui i-au adus daruri care vorbeau despre rolul și lucrarea lui Iisus. Aurul era dovada și darul potrivit pentru cel născut să fie rege. Tămâia vorbea despre mireasma vieții lui, iar smirna arăta înspre moartea lui Iisus, pentru că el venise ca să moară. Crucea a fost motivul suprem pentru care a venit Iisus. Când a venit vremea ca magii să se întoarcă în țara lor, Dumnezeu i-a anunțat printr-un vis să nu-i spună lui Irod unde se afla Iisus. Dumnezeu l-a atenționat și pe Iosif că Irod îi va căuta ca să-l ucidă pe Iisus, deci era mai bine să se refugieze în Egipt pentru o vreme. După cum știți sau bănuiți, Irod a fost atât de mâniat că înțelepții nu s-au mai întors ca să afle unde îl putea găsi pe Iisus, încât a poruncit să fie uciși toți băieții sub 2 ani din Betleem și din vecinătatea lui. Nu ni se spune cât timp au locuit Iosif, Maria și Iisus în Egipt. Cert este că după o vreme, Dumnezeu i-a anunțat tot prin vis că Irod a murit și că se putea întoarce în Israel. Dar auzind că fiul lui Irod, Arhelau, stăpânea în Iudeea, Iosif s-a temut, așa că Dumnezeu i-a călăuzit spre Nazaret, locul lor de baștină. Evanghelia după Matei ne arată cât de ușor și îndeaproape s-au împlinit profețiile Vechiului Testament. Totul se întâmpla exact așa cum anunțase Dumnezeu. Mâine îl vom întâlni pe cel desemnat să fie înainte mergătorul lui Iisus Hristos.